drag din zorii tine. Ca să le închin acum pentru hramul bisericii noastre, unde ne aflăm acum, la Sfântul Dumitru cel Nou din Cluj-Napoca. Foca. Nu m-am apucat de mult timp de pictură. O să spun că pandemia m-a adus aici. Nu știam că am această înclinație, dar îmi place foarte mult, îmi place foarte mult să aduc bucurie oamenilor și m-am gândit că în această perioadă ar fi frumos să aduc ceva nou în biserica noastră, să închin Sfântului și, de ce nu, celor cărora le place frumosul, esteticul, tema asta religioasă. De unde această pasiune pentru dumneavoastră? Necesitate, nu m-am gândit deloc, doar că mă gândeam la un moment dat, după 33 de ani petrecuți între cifre, să văd ceva, că a ieșit ceva din mâinile mele. Întotdeauna mi-am dorit treaba asta și uite că s-a concretizat acum. Am descoperit, ca să zic așa, singură, apucându-mă. Bineînțeles că am făcut niște cursuri online ca să fiu, am o bază, dar ceea ce mă inspiră, mă rog, credința, iubirea față de Dumnezeu, asta a fost o nișă, dar uite și altceva, bineînțeles, alte teme, de la realism magic, impresionist. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această expoziție? Pot fi văzute piesele dumneavoastră? Aveți un loc în afară de locul în care ne aflăm acum? Nu am loc. Îi mulțumesc părintelui că m-a găzduit acum, dar pot fi văzute doar pe pagina mea de facebook.com/elatasha. Iisus, mă izbăvește de